În cadrul campaniei noastre Eu aleg România, astăzi vă vom spune povestea unei sportive care a început să practice dintr-o întâmplare atletismul în 1991, dar care reușea 13 ani mai târziu să urce pe podium la Jocurile Olimpice. Maria Cioncan este atleta care și-a văzut printre lacrimi de bucurie visul devenit realitate, dar care în mod tragic, la doar 2 ani de la Marea Ei Izbândă, avea să-și găsească sfârșitul într-un teribil accident de mașină. Provenind dintr-o familie nevoiașă cu patru copii, pentru Maria Cioncano o carieră de succes în atletismul internațional și câștigarea unei medalii olimpice reprezentau un Everest la cucerirea căruia fata născută în satul Maieru, din județul Bistrița Năsăud, nu putea îndrăzni nici măcar să viseze. Cu toate că viața nu se dovedise generoasă cu ea și nu-i oferise din start o șansă de a se afirma, Maria nu a disperat și a crezut în steaua ei, muncind cu o tenacitate incredibilă și dovedind o ambiție extraordinară iar soarta i-a întins o mână în anul 1991, când se întâlnește cu antrenorul Jolt Gangeshi, cel care o va pregăti și pe campioana Gabriela Sabo. În perioada scurtă în care cei doi au colaborat, au apărut și primele rezultate notabile ale Mariei Chonkan, o atletă care începea să arate că, prin muncă și perseverență, poate depăși toate obstacolele pe care destinul îi le pusese în cale. După ce Jolt Gönge a încetat să o mai antreneze, au urmat doi ani de incertitudine, dar soarta avea să-i mai acorde o șansă. Maria îl întâlnește în 1996 pe omul care se va dovedi providențial pentru cariera ei, profesorul Ștefan Berexazi, cel care avea să-i devină nu doar antrenor, ci un al doilea tată. Performanțele obținute de Maria Cioncan în urma pregătirii metodice gândite de profesorul Berexazi au fost remarcabile, culminând cu obținerea medaliei de bronz la proba olimpică de 1500 de metri de la Atena din 2004. După cum remarcă și profesorul universitar dr. Marian Dragomir, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității din Craiova. Sportiva noastră a obținut 3 titluri de campionă baltonică la 800 și 1500 de metri, de asemenea are 2 titluri de campionă națională de tineret la 800 de metri și 1500 de metri, 5 titluri de campionă națională de senioare la 800 de metri, 1500 de metri și chiar la proba de 3000 de metri a câștigat numeroase concursuri de Grand Prix 1 și chiar și de Super Grand Prix. Maria Cioncan a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Vară din 2004 de la Atena, concurând în proba de 800 și 1500 de metri feminin. A obținut o medalie de bronz clasându-se pe podium într-o probă, într-o companie extrem de selectă la 1500, fiind devastată de două valori ale atletismului mondial britanica Hall, Kelly Holmes și de rusoica Tatiana Tomașova. A fost o sportivă extraordinară pentru rezultatele care le-a obținut de-a lungul timpului i s-a conferit titlul de maestră a sportului. Aș menționa și câteva din recordurile personale. La 800 de metri a reușit să alerge sub 2 minute, la 1500 de metri cu 3, 58, 39 în 2004 este unul dintre cele mai bune rezultate la nivel mondial, iar la 3000 de metri a reușit de asemenea în 2002 să alerge sub 9 minute. Prin rezultatele pe care le-a obținut, Maria Cioncan a intrat în galeria marilor atleți ai României. Punctul culminant al carierei Mariei Cioncan a fost unul cu o încărcătură emoțională deosebită. Tânăra care s-a ridicat prin forțele proprii din colbul unui loc uitat de timp pentru a urca pe podium la Olimpiadă, uimea o lume întreagă și îi zbugnea în lacrimi în timpul unei ceremonii care avea să-i schimbe viața. O viață care nu-i întinsese covorul roșu și de la care smulsese tot ceea ce merita să aibă. Cu medalia olimpică de bronz la gât, cu buchetul de flori în mână și cu lacrimi de bucurie prelingându-i se pe obraj, Maria a spus că de atunci încolo nu va mai fi nevoită să umble nopinci. Iar pe 29 august 2004, atleta declara pentru libertatea că în sfârșit eforturile ei titanice au fost răsplătite. Mi-a fost foarte greu până aici. Am muncit foarte mult, pentru că nu sunt o fată talentată. Am realizat totul doar prin muncă. Am trecut peste accidentări, am trecut peste piedicile puse de o mulțime de oameni. Am realizat totul doar cu voință, antrenament și șansă. Doar antrenament și somn. Acesta a fost programul meu în ultimii ani. Va urma, sper, o viață mai bună pentru mine și pentru familia mea de la țară. Pe podiumul olimpic mi-am revăzut toată copilăria, care a fost una foarte grea. Și m-am gândit că poate cu banii cu veniții din acest succes voi reuși să-mi schimb și eu viața, declara Maria Cioncan după cucerirea medaliei de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena. Din nefericire, soarta avea însă alte intenții și va lovi necruțător pe 21 ianuarie 2007. Pe drumul de întoarcere din Grecia, unde efectuase un stagiu de pregătire, Maria Cioncan a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și s-a izbit violent de un copac în apropierea orașului Plevna. Cu toate eforturile medicilor bulgari, atleta noastră n-a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată câteva ore mai târziu. Maria Cioncan nu împlinise încă 30 de ani. Precum Maria Cioncan, fiecare sportiv are o poveste în spatele căreia se află talent și ani de muncă, de sacrificii și de perseverență, din dorința de a fi cel mai bun. Iar aceste povești le aflați de la noi, ascultând programele studiourilor regionale sau vizitând site-urile și paginile de Facebook și Twitter ale posturilor Radio România Regional.